Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit la prima lansare a editurii Humanitas Fiction și prima lansare, bineînțeles, din colecția pe care o conduc la această editură Raftul de Vise. Avem marea onoare și plăcere de a-l avea în mijlocul nostru astăzi pe unul dintre scriitorii importanți ai Franței. Despre Didier Decouen, care este secretarul general al Academiei Goncourt și, bineînțeles, al premiului cu același nume. Didier Decouen s-a născut în 1945, a făcut întâi studii de drept, după care a intrat în jurnalistică și a scris la publicații importante și, de asemenea, a colaborat la radiouri importante din Franța. Dacă v-aș enumera numai François, Le Figaro, Le Nouvel Littéraire, La Voix des Sports Européens. Debutează la 21 de ani, foarte, foarte tânăr, cu romanul Le Procès à l'amour. Semnează de-a lungul timpului peste 40 de lucrări, dintre care 25 de romane. La vârsta de 32 de ani, primește încununarea supremă, premiul Goncourt pentru roman, pentru romanul John Lanfer. Între timp, însă, am mai primit Prix de Librer pentru Abraham de Brooklyn în 1971, Prix de Quatre Jurys pentru Elisabeth cu Dieu seul le sait în 1973, apoi au curs după Goncourt și alte premii literare. De-a lungul celor 50 de ani, peste 50 de ani de activitate literară, numeroase alte romane l-au impus pe scena ficțiunii franceze, printre care Ce qui vont s'aimer, L'enfant de la mer de Chine din 1981, apoi un roman care a devenit celebru, La femme de chambre du Titanic din 1991, La pendue de Londres 2013 și în sfârșit, în 2017, romanul pe care îl lansăm astăzi, Biroul pentru grădini și iarduri, Le Bureau de Jardin et de Zetang. Romanul respectiv nu mai putea primi premiul Goncourt, deși îl merita cu prisosință. Membrii juriului Goncourt nu pot să primească acest premiu și probabil nu, cu siguranță, așa și trebuie să fie. În schimb, a primit un premiu care demonstrează cât de apreciat este nu numai de critica literară franceză, ci și de cititor, pentru că a primit un premiu mult răsunit în Franța în 2018 pentru acest roman, și anume premiul cititorilor de Monte Cristo. În 1990,
perioadă a păcii, o perioadă a exaltării simțurilor, și asta vă dați seama dacă citiți cartea lui Genji, care a fost tradusă de curând în limba română, unul din primele mari ale literaturii lumii, să spunem, moderne, dacă se poate spune așa, ne ținem cont de Iliada și Odiseea, care într-un fel sunt și ele romane ale antichității. De ce spun că e foarte dificil de tradus? Pentru că romanul, dincolo de o senzualitate difuză, este și un roman, cum se